Credeți că Vlad Voiculescu cunoaște situația așa cum este ea în țară? Acum mă refer la numărul de cazuri de coronavirus, de câte paturi la ATI mai avem? Nu, știți, pentru mine acest personaj... Vă întreb pentru că nu e un ministru foarte prezent în spațiul public, lucru pe care l-a remarcat inclusiv premierul. Da? În care spațiu, i-a cerut... E spațiu social media, în schimb social este pe media, Facebook, da. E de dimineață până seara. Adică eu am constatat că domnul Voiculescu, venind în Parlament la un moment dat să-l susțină pe colegul lui Năsui, dumnealui posta pe Facebook, n-am nicio... Activitatea pe Facebook a domnului Vlad Voiculescu este una extrem de intensă, adică domnia sa intră în comentarii, răspunde comentariilor. Am nu știu văzut, când are a timp. Răspuns și Violetei Alexandru. Ea răspuns, domnul este încoată. Eu nu știu când mai are timp la minister să facă ce trebuie să facă, atâta timp cât el este pe Facebook. Probabil cei 24 de consilieri, că și aici, doamna Anghelu, și o discuție pe care n-aș vrea să o lăsăm așa. Deci oamenii ăștia, și el, și domnul Năsui, și domnul Drulă, și domnul Ghinea, domnul Barna, domnule, au început să patenteze ceva ce este extrem de periculos în România, și anume instituția, între ghilimele, a consilierilor onorifici. Ăia sunt niște prieteni din grupul de interese, în principal din pepiniera fiind ONG-urile unde au activat ei, sunt consilieri onorifici. Fără răspundere oficială, fără fișa postului, da? Nu dau socoteală în fața nimănui, decât în fața domnului ministru care i-a și numit, au acces, după cum ați văzut, acel consilier onorific Stoica, parcă îl chema, care a publicat a folosit acea bază de date care a atras și atenția primului ministru, ca trimițând corpul de control acolo și ministrul de interne. Ori consilieri ăștia onorifici nu sunt altceva decât un grup de interese care gravitează în jurul ministrului, pun stăpânire practic pe conducerea ministerului, dau ordine funcționarilor de minister fără să aibă niciun pic de răspundere. Și mă pot trezi oricând ca un astfel de consilier onorific să gestioneze, să aibă acces la baza de date a unei licitații, care licitație sau a căror date să ajungă la un anumit competitor, acel competitor să sponsorizeze un ONG, care ONG îl are printre persoane în bord pe unul dintre aceia. Bun, și mai mult decât atunci, atât, gândiți-vă că acum realizez de ce USR ține cu dinții ca procesul de finanțare al ONG-ului să fie netransparent. Iată de ce.